Înotătorul clubului Steaua, David Popovici, a câștigat astăzi titlul de campion național în proba de 50 de metri liber și se pregătește pentru cele mai importante competiții din acest an, campionatul european de juniori de la Roma și Jocurile Olimpice de la Tokyo, unde va concura la probele de 50, 100 și 200 de metri liber. David, este timpul pe care ți l-ai propus la această probă, 22-60? Sincer, nu mi-am propus niciun timp, nici cu antrenorul, nici eu nu am stabilit, nu am încercat să facem, să atingem vreun timp. Numai că mi-am propus să iau locul întâi și e pentru prima oară când iau locul întâi la seniori la 50 de metri liber și de acum încolo numai așa va fi. Urmează campionatul european, unde bănuiesc că țintești 3 medalii de aur. Asta țintesc, da. Campionatul european de juniori de la Roma, unde la 100 liber sunt destul de sigur, nu cred că se mai pune problema. La 200 liber și la 50 liber am concurență destul de puternică, dar nu-mi fac probleme deloc nici acolo. Însă cu Jacob Weidel te vei întâlni la Jocurile Olimpice, nu acum la Roma. Exact, da, el nu vine pentru că dacă nu mă înșel o să fie în ștafeta olimpică a Marii Britanii și e o ștafetă foarte puternică și se pregătesc, cred eu, pentru o medalie olimpică. Numai că cel mai mare competitor al meu de la 100 și de la 50 nu va fi acolo. Acum o să câștig. Pentru Jocurile Olimpice, ce îți propui? Am vorbit cu antrenorul meu și mi-am setat câteva obiective. Mi-am propus să ajung într-o finală olimpică și să încerc să cobor sub 48 de secunde. Forța Steaua, ne găsiți pe YouTube, Instagram și Facebook, Steaua TV.